Bine v-am găsit! Voi face etalarea pentru ziua de miercuri. Miercuri este 9. Deci, miercuri e 9 iunie. Veți primi, așa cum am spus, pentru 10 runele, eclipsa și luna nouă. Eclipsa o să ne aducă schimbări, puteți să vedeți horoscopul și, în primul rând, eu am subliniat în horoscop casa. Deci n-am scos fabulații de la mine, poate să fie, poate să nu fie. Deci vedeți și voi la casa unde se petrece această eclipsă, acolo s-ar putea să apară niște schimbări. Fiecare este o eclipsă în gemeni. Eclipsele astea se mai repetă în iarnă. Avem 4 eclipse anul acesta, un an mai ușor. Haideți să vedem. Deci 9 gemeni, diavolul, un capricorn sau chiar asta vă e destinat. Am zice un capricorn care urmărește să vă aibă în puterea lui, un capricorn care vrea să vă folosească toate slăbiciunile voastre, toate micile vicii. Fiecare o mare, nu câte o mică chestie, nu mic viciu. Nu că altfel am fi toți sfinți. Dar asta este, s-ar părea că trebuie să fiți prudenți și să renunțați la slăbiciunile voastre, la viciile voastre. Racul are un rege de bâte, un rege de bâte care poate fi un leu care promite să vă ajute și aici apare runa răbdării. Parcă vă spune, te ajut, dar ai răbdare. Cam așa sună, știți? El, leul, întotdeauna promite că ajută pe ceilalți, îi sprijină, îi ajută, promite ajutor, dar el urmărește întotdeauna să-și atingă și el niște scopuri. Aici apare o rună, aveți răbdare, obstacole, probleme, întârzieri. Mergem așa, la așa este, pe orizontal. Deci 7 de bâte. Pentru lei, lei au posibilitatea să depășească un obstacol, Marte în leu, dar chiar va intra săptămâna viitoare la sfârșit Marte în leu. Și trebuie să vă pregătiți totuși pentru o situație puțin mai dificilă cu acest tir. S-ar putea să fie o lipsă de fidelitate din partea unei persoane sau nerăbdarea voastră să vă facă să renunțați la o luptă, cu toate că voi aveți cam tot ce vă trebuie pentru a învinge aceste obstacole pe care le aveți în fața voastră. Neînțelegeri, dificultăți în comunicare și parcă sunteți așa gata să renunțați la tot, dar puteți să faceți față. Aveți un 7 de bâte care arată că aveți cam tot ce vă trebuie pentru a câștiga această luptă. Pentru apoi gemeni, rac, leu, fecioară. Fecioarele au un 5 de cupe. 5-ul de cupe, deci este o situație în care s-ar putea să exagerați cu aceste, eu știu, o cunoaștere mistică exagerată sau să folosiți acești termeni incorrect. Acum toată lumea consideră că îi folosește, eu știu, corect și ei și altul incorrect. Dar nu este bine să ne azardăm, este bine să și căutăm explicații și este și în funcție de tarot, se schimbă puțin termenii, dar prea puțin se schimbă, să știți. Deci, cert este că acești 5 de cupe arată și puțină dezamăgire.
poate fi legat de sentimente, de iubire. Acest eolc ne duce cu gândul la o rună care ar trebui să fie norocoasă pentru voi, să aveți relații, generozitate, bune, totul, și totuși arată o vulnerabilitate a voastră. Prin această 5 de cupe s-ar părea că sunteți vulnerabili. Deci ori un exces de, pentru misticism, pentru cunoaștere mistică, ori e o dezamăgire în iubire sau în relațiile voastre. Și acest lucru vă face vulnerabili în fața unor persoane care chiar vor să vă înșele. Este bine să vă feriți de aceste persoane sau de ofertele lor. Să evitați aceste oferte o perioadă de timp până când treceți peste această etapă sau chiar v-ați păcălit singur din cauza nerăbdării voastre. Fecioarele, da? Pentru balanțe, 2, 4, 5. Balanțele, aveți un as de bâte, energie nouă, început nou, călătorii, o relație nouă, prietenie, un loc de muncă nou, un proiect nou, o energie nouă vine spre voi. Și totuși această energie este benefică, fiindcă este o rună a sănătății, o rună a victoriei, a reușitei, dar și o rună care arată că vă preocupați de sănătatea voastră și poate chiar aveți nevoie de o energie nouă. Pentru Scorpioni, cred că așa urmează, da, scorpionii, împărăteasa. Împărăteasa arată totuși că dacă vă doriți ce este posibil, este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci este la fel, este egal a împăratului. Este Venus, este mica benefică, dar arată și o schimbare. Ceva se va schimba în viața voastră. Este o schimbare care nu este prea bună pentru voi. Nu vă doreați această schimbare sau chiar dacă o luați această schimbare, veți ajunge la concluzia că ceva nu merge. Poate fi vorba de o schimbare de locuință, o schimbare de loc de muncă. Este o schimbare care nu e chiar benefică pentru voi, scorpionii, cu toate că o aveți pe mica benefică, dar Venus să zicem ea arată fertilitate, dar totuși ceva nu este benefic. Pentru săgetători, săgetătorii sunt o trădare, cineva vă trădează, dar totuși aveți ciocanul luitor, aveți această susținere sau această trădare s-a produs deja. S-ar putea ca săgetătorii chiar să ai fost trădați de un avocat, Viorel. Această trădare, totuși, aveați ciocanul luitor, susținerea divinității. Acest ciocan arată totuși o situație în care veți fi la momentul potrivit, într-o situație, deci momentul potrivit, locul potrivit pentru a culege niște beneficii. Faptul că vă așteaptă un noroc care vine spre voi, dar și țelul consultantului în problema voastră, eu știu ce problemă aveți voi, este greu de atins totuși, deoarece întotdeauna considerați că voi aveți dreptate, iar celălalt nu. Deci eu v-am spus cam toate aspectele la acest turisaz. Poate să fie vorba de afaceri, de finanțe, relații, emoții, întârzieri,
Nevorbind de alte rune, eu zic să ne oprim la atât și să considerăm că totuși veți avea de partea voastră ciocanul uitor în această trădare. Pentru capricorni, capricornii au o regină de pentagrame. Dacă sunteți femei, chiar voi sunteți. Dar uitați-vă, aveți un sfat greșit. Capricornii, această regină de pentagrame, care chiar este capricorn, uitați semnele aici, am putea spune, este o femeie care nu strânge averi pentru ea, dar vrea să-i ajute pe apropiați, vrea să fie de folos celor apropiați și chiar vă puteți baza, dacă voi sunteți bărbat, pe o femeie cu un aspect pe Capricorn, o femeie în vârstă. Și totuși acest sfat, dacă vine din partea ei, este bine un sfat să-l gândiți. Poate să dea un sfat și fiind afectate de situația în care sunteți, poate să dea un sfat greșit. Și este bine să verificați acel sfat, fiindcă sus reprezintă un sfat greșit, dar poate fi și un sfat perfid, un sfat care îl primește chiar această persoană cu aspect pe Capricorn. Pentru vărsători, asul de cupe. Asul de cupe reprezintă această stare de beatitudine, o stare de fericire, de, cum să spun, de dragoste, de iubire pe care o arătați pentru ceilalți, dar și o pierdere. Este otel răsturnat, poate să fie vorba de o pierdere de bani, sau voi arătați această stare de beatitudine și așteptați să primiți un ajutor de la cineva. Vă gândiți că o să fiți ajutați de părinți, de rude și nu veți primi acest ajutor, fiindcă el va întârzia. Deci, dacă așteptați un ajutor, nu veți primi acest ajutor. Pentru pești. Peștii au un 8 de pentagrame. Poate să reprezinte o situație unde cineva vă contestă ceva, 8 de pentagrame. Da, și să n-aveți nici noroc în această situație. Poate să fie o contestare legată de un concurs, de ocuparea unui loc, o funcție, noi responsabilități sau chiar o primă. Și ceilalți să vă conteste prima, să fie discuții și nu aveți noroc. Deci este o situație destul de dificilă în care ajungeți până la urmă la o situație mediocră, am zice, deci ceva obișnuit. Nu veți primi sau veți primi acești bani, dar ei sunt prea puțini. În schimb, discuțiile sunt mari cât ca mari. Acesta ar fi aspectul. Pentru berbeci, aceea a fost pentru pești, da? Pentru berbeci, berbecii au un 7 de pentagrame. O situație în care veți primi niște bani pentru proiectele voastre, pentru ceea ce faceți voi, creativitatea voastră, dar nu sunt foarte mulți, sunt foarte puțini și arată mai mult la gaz, acest la gaz răsturnat, arată o situație dificilă, o situație în care am zice că trebuie să depășiți, să zicem, cum să spun, infidelitate, lipsă de loialitate, o prietenă care vă înșală sau partenerul, dar poate să reprezinte, așa cum am spus, la gaz, o lipsă de loialitate. Persoane care vor să vă păcălească. Deci, la gaz răsturnat, o situație în care nu puteți să vă folosiți de intuiția voastră, nu vă ajută această intuiție. Pentru cei care aveți examene, intuiția întotdeauna poate să vă ajute sau să vă facă peste. Și de data asta vă face peste dacă aveți examene, fiindcă nu vă ajută. Pentru tauri, taurii au un 7 de cupe, 7 de cupe și daeg. Am zice că este o situație în care
vă amăgiți, amăgire, cum se spune, un fel de fata Morgana. Voi sperați mult, dar primiți foarte puțin, sau mai bine zis, nu o să vă dați seama de schimbarea benefică care vine spre voi, fiindcă este foarte lentă. Nu veți simți dintr-o dată binele. Am zice că el va veni foarte lent, veți simți lent, cum se spun, situații benefice, dar destul de greu. Aceasta a fost pentru toate zodiile, pe zodii, uitați-le, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acum pentru cei care vor să cunoască mai multe despre organizația care am numit-o, știți, hai să vedem comandantul. Aure e o regină de bâte. Regina de bâte are aspectul pe berbec. Deci, o confruntare cu un berbec. Să vedem ce îi poate aduce. Să întoarcem. Este obligatoriu. Ing. O piatră de temelie, o piatră de hotar. De aici încolo va trebui să facă altceva după această întâlnire cu această regină de bâte, cu acest berbec. Va trebui să schimbe ceva. Va lua o schimbare în relații, în prietenii, în căminul lui, în familia lui. O schimbare care e ca o piatră de hotar. Îi aduce ceva nou în viață și benefic. De acum încolo va face altceva. Cred că nu sună rău. Poate se ocupă și el de grădină. Pentru doamna Olga. Doamna Olga are un 8 de spade, o veste proastă. O veste proastă venită parcă din partea unor persoane la care s-a aștepta la omenie, la înțelegere, la manaz. Manaz arată omenie, aspecte benefice. Legături cu alte persoane. Este o rună benefică, dar dacă o privim lângă optul de spade, lângă vestea proastă pe care o primește, care îi dă o stare de captivitate, aceste relații, aceste, cum să spun, prietenii pe care le are, fiindcă arată o rună a omeniei, a interdependenței. Deci, va fi o interdependență cu oamenii pe care îi reprezintă. Bun. Pentru domn Viorel. Domn Viorel are un 9 de spade. Multe persoane care îi vor capul. Și el a făcut mult rău multor oameni cu adresă falsă. Deci, un 9 de spade. Persoane care îi vor tot răul. Nu o să-i fie nimic bine. Trebuie să-și ascundă scopurile. Deci, eu îi dau sfatul. Cu toate că la câte rău mi-a făcut pentru tablourile lui Ioana. Dar o călătorie nu e benefică pentru el, este cu întârzieri, cu obstacole, accidente. O vizită la o persoană în vârstă nu este benefică, îl solicită foarte mult și chiar îi solicită acel simț al umorului să și-l păstreze. Pentru domn developer moldovean, un 5 de spade, o ceartă, să ceartă cu cineva. Are o ceartă rea, o ceartă care, ăsta așa e în orice poziție, care îi aduce o înghețare a unor relații, a unor situații, obstacole, întârzieri, probleme, totul îi este dificil și o ceartă în care fiecare spune ce are de spus, nu mai lasă loc de împăcare, loc de înțelegere, această ceartă. Deci, cinciul de spade. Pentru drăgălașii care fludează, un doi de pentagrame trebuie să se mulțumească cu banii pe care îi primesc pentru munca lor.
Și ia uitați, totul se va schimba în bine dacă sunteți corecți, prevăzători în tot ceea ce faceți. O să ziceți că sunt perversă, că vă spun că trebuie să fiți corecți și prevăzători în tot ceea ce faceți pentru a schimba o situație dificilă într-o situație benefică pentru voi și o să vă descurcați cu banii pe care aveți din munca voastră corectă. Haideți să vedem și domnii developeri de aici din zonă care vor și ei cât cuprinde. Un 3 de pentagrame, arată o creativitate, creează ceva, o creativitate care dacă este condusă genial, poate să-i aducă venituri foarte bune, dar au un secret, un secret care este ascuns, ceva, un lucru ascuns, un secret care nu va fi benefic pentru ei, perdoro, este întors, invers, și va arăta faptul că vor fi dezamăgiți în relațiile cu o persoană când vor afla anumite lucruri despre acea persoană. Deci secretele unei persoane care o să vă aducă o dezamăgire. Eu vă doresc tuturor numai bine!